Salutare, dragii mei! Bun găsit pe canalul meu de YouTube! Sunt Ioana Pavel, sunt psiholog, sunt consilier în adicție și consultant în parenting. În această filmare aș vrea să vă vorbesc puțin despre două cauze principale ale stresului în cuplu. Prima cauză se referă la zona, la partea de comunicare dintre cei doi, dintre bărbat și femeie. Științele, neuroștiințele, psihologia și toate studiile făcute în această direcție ne spun că bărbatul și femeia au structuri biologice diferite. Ăsta este primul lucru pe care cred că ar trebui să îl conștientizăm atâta timp cât vrem să fim într-un cuplu. Da? Sigur că există femei care și-au asumat cumva latura asta și energia asta masculină ceva mai mult decât alte femei. La fel și bărbați au cumva o energie mai feminină decât multe femei. Însă, din punct de vedere biologic și neurologic, nimeni, să spun așa, nu scapă de premisele, de creionarea asta a creierului specifică fiecărui sex. Ok? Și care sunt problemele, să spunem așa, care pot apărea în cadrul comunicării? În momentul în care comunicăm, practic, funcția de bază a comunicării este să transmitem un mesaj. Mesajul pe care îl transmitem poate fi de informare, da? De cele mai multe ori vrem să-l informăm pe celălalt de ceva, sau pur și simplu poate fi ceva care, să spunem, ne ajută mai degrabă pe noi, da? Poate avea un caracter emoțional, de descărcare, să spunem așa. Și atunci, noi, ca și bărbat, ca și femeie, trebuie să conștientizăm care este mesajul, da? De ce îmi spune cel din fața mea ceea ce îmi spune. Stresul apare în momentul în care bărbatul vrea să comunice ceva prin ceea ce spune și femeia primește un alt mesaj, primește altceva. Da? La fel și în cazul femeii, atunci când ea vrea să transmită un anumit mesaj, dar este recepționată într-un mod distorsionat. Atunci, da, apare stresul, apare supărarea aceea pe care o știm, apare poate la un moment dat chiar o nervozitate crescută în cadrul cuplului. Și nu mai zic că în timp, dacă lucrurile se agravează și oamenii nu-și rezolvă aceste probleme, pot apărea conflicte foarte mari, depresie și poate chiar ruptura cuplului. Hai să vedem cum putem să soluționăm sau să prevenim acest stres care apare în cadrul comunicării. E important să știți că femeia fiind de cele mai multe ori mai conectată emoțional cu sine, cu ea însăși, de cele mai multe ori știe foarte bine când spune ceva, de ce spune și nu vrea neapărat o soluție la ceea ce spune. De cele mai multe ori femeia, atunci când vorbește cu bărbatul, își dorește doar să fie înțeleasă, să-i se spună ok, am înțeles, sau ok, te ascult, sau ok, te văd și primesc mesajul tău. Deci mesaje de receptare, da? a mesajului mai degrabă decât, eu știu, soluții la probleme așa gândite de bărbați sau poate idei, eu știu, hai să facem așa. E adevărat că în momentul în care și femeia înțelege cum funcționează bărbatul, va recepta, să spunem, cu mai puțin stres
soluțiile pe care el îi le dă, deși ea nu cere soluții. Da? Deci nu va mai fi stres în momentul în care ea primește o soluție la o explicație, să spunem, de ordin emoțional sau faptic, da? Unde probabil ea tot ce așteaptă este un ok, te-am înțeles. Da? Bun. Deci, după părerea mea, înțelege cum funcționează bărbatul și cum funcționează femeia este vital. Pentru că atunci fiecare dintre ei vor face eforturile necesare să înțeleagă că pur și simplu nu e lene, nu e ură, nu e nepăsare, ci pur și simplu așa funcționează fiecare dintre ei doi. Și în momentul în care înțelegi că nu ai nicio legătură cu sentimentele pe care le poartă față de tine persoana respectivă, nu mai intri în stres. Ok? Acum, mesajele pe care noi le dăm, deci în momentul în care comunicăm cu celălalt, oferim un mesaj. Da? Mesajul poate fi, deci vrei să-l informezi pe celălalt de ceva, da? Și informația poate fi de ordin emoțional, da? Îl informezi despre ceva despre tine, sau o informație pur și simplu despre acțiune, despre viața, da? De prezentă. Când noi primim o informație, în primul rând trebuie să îl anunțăm pe celălalt că am primit acea informație, da? Și nu să cumva să avem grijă de cele mai multe ori și ca bărbați și ca femei să nu fim prea intruzivi, da? Sigur, depinde și de nivelul la care am ajuns în relație, dar de cele mai multe ori, cu cât ajungem mai departe în relație, cu atât ar trebui, da, în mod sănătos, să fim mai empatici, mai receptivi la emoțiile și la dorințele celuilalt. Pentru că de cele mai multe ori se întâmplă ca poate celălalt să nu reușească să exprime întru totul, da, ceea ce a avut, poate a ieșit doar o parte din el care își dorește acel lucru. Și atunci e important să ne ținem cumva cumpătul și să nu izbucnim, da? Să nu reacționăm la ceea ce celălalt ne oferă în acel moment. Da? Deci ascultarea activă în ambele cazuri, în cazul și a bărbatului și a femeii, ascultarea activă, mesajul de ok, am înțeles, întrebările ajută foarte mult. De exemplu, vrei să-ți oferi o soluție? Da? Poți să întrebi pe celălalt. Da? Pot să intervin cu ceva? Pot să te ajut cu ceva? Deci aceste lucruri în comunicare ajută enorm, indiferent la ce nivel sunteți în relație. Deci, în primul rând, în cadrul comunicării, conștientizarea diferențelor, repetăm, dintre bărbat și femeie, și doi, mesaje de anunțarea celuilalt că a receptat mesajul, da? Că sunt aici și am auzit ceea ce ai spus. Asta denotă un respect față de celălalt foarte mare și o atenție. Da? În momentul în care intervii și, nu știu, vrei să rezolvi, deja intri în zona de codependență și de intruzivitate și devine stresant pentru celălalt. Ok? Bun. Și celălalt aspect despre care vreau să vă spun pe lângă comunicare este vorba despre nevoi. Nevoile fiecăruia. Da? Nevoile bărbatului și nevoile femeii. Aici nevoile sunt, să știți că ambii, și bărbații și femeile, au aceleași nevoi, doar că poate manifestate diferit sau cumva exprimate diferit, da? Dar cu toții avem nevoie de conectare, da? Conectare cu noi înșine și cu celălalt, de cooperare, da? Vrem să cooperăm cu celălalt și de control. Vrem să simțim că suntem în control, da?
Cea de conectare mi se pare că este nevoia care e cumva cel mai puțin satisfăcut, în sensul că ne e greu să ne exprimăm și asta e pentru că ne e greu să fim vulnerabili când vrem să cerem conectarea cu celălalt. De ce se întâmplă asta? Pentru că noi avem o carență de a ne conecta cu noi înșine, cu noi însene. Și atunci când suntem deconectați de noi înșine, practic suntem mult mai însetate de conectarea cu celălalt. Și s-ar putea să devenim chiar puțin sufocanți sau sufocante, pentru că nouă ne lipsește foarte mult conectarea și afectivitatea în interiorul nostru, da? De multe ori bărbații ascund acest lucru, au tendința să ascundă că le-ar lipsi conectarea cu ei înșine, cu ei înșiși, însă se simte. Femeia, să știți că simte energia deconectării voastre, da? Simte când deveniți cumva acaparatori, dar subtili, sau că încercați să ascundeți prin diverse mecanisme. Da, de fapt, dorința voastră de a afectivitate, faptul că iubiți, că doriți să iubiți sau că iubiți deja acea persoană, dar că este ascunsă de partea de frică. Da? Și femeia, fiind mult mai dezvoltată pe partea asta emoțională, ea vă captează energia. Și de multe ori se îndepărtează sau se simte stresată sau nervoasă pentru că vă simte pe voi retrași, ascunși, da? Și nu știe poate nici ea de ce, dar v-a captat de fapt reprimarea voastră, da? Tendința voastră de a reprima. Așa că în partea de nevoie aș putea să vă spun în primul rând că e nevoie să ne vulnerabilizăm, da? Să ne conectăm cu noi și să înțelegem de ce avem nevoie în cadrul unei relații. Sigur, primul pas e să înțelegem de ce avem nevoie noi în relația cu noi înșine, da? Pentru că s-ar putea să nu știm că avem nevoie de când în când să fim singuri, să stăm, să respirăm, sau să ne plimbăm, sau să călătorim, deci să vorbim cu noi mai mult, da? Deci, în primul rând, recomand conectarea, împlinirea nevoilor noi cu noi, da? Și în al doilea rând, vulnerabilizarea în fața persoanei iubite. Pentru că dacă este cu adevărat o persoană iubită, da, și dacă vă iubește, va primi vulnerabilizarea voastră, indiferent la ce nivel de inteligență sau de conștientizare este. Da? Dar pentru că e structurată diferit și acum revin la primul punct, s-ar putea să primească ca pe un atac, de exemplu, mesajul vostru de vulnerabilizare. Aici s-ar putea să fie o problemă și atunci, dacă vreți să rămâneți în relație, puteți să fiți voi mai asertivi. Da? De exemplu, spui, exprimi o nevoie, am nevoie să fiu singur acum. Da? Și celălalt spune, ok, dar ți-am făcut eu ceva? De ce vrei să te îndepărtezi de mine? Nu știu, dacă place ceva. Adică intră în defensivă. Atunci poți să fii tu asertiv și să-i spui tot ce vreau, este să fiu singură sau singur, că poate fi și bătoată. E tot ce am eu nevoie acum, nu are nicio legătură cu tine, nu te privește, îmi pasă de tine, te iubesc, însă nu este ceva ce vreau eu să-ți fac rău ție, da? Este doar, adică trebuie cumva informat și reinformat de tot ce e de fapt de a împlini nevoia personală, da? Deci fiți asertivi și vulnerabilizați-vă. Aș putea să spun așa, ca un sfat de încheiere, ajută foarte mult și pe bărbați și pe femei să facă asta. Dacă vedeți că celălalt pur și simplu nu e deschis, nu înțelege, se simte permanent dat deoparte, și este greu să primească, de fapt, vulnerabilizarea voastră, atunci, nu știu, poate că pur și simplu există o incompatibilitate acolo și
va trebui să vă gândiți un pic dacă e relația potrivită pentru voi. Da? Bun, la nevoia de cooperare și nu doar, e nevoie să exprimați. Uite, am nevoie să colaborez cu tine, simt nevoia să construiesc cu tine, mă simt împlinită dacă fac asta, văd un sens foarte mare în asta, da? Și din nou, există o energie pe care celălalt o simte și atunci va fi cu siguranță deschis în caz că chiar și el dorește să coopereze sau ea dorește să coopereze, însă, știi, uneori poate nu reușește să se exprime așa cum și-ar dori. Și aici poate că ajută acest filmuleț și poate ajută și cursurile de comunicare, pentru că vă poate da tehnica, da? Poate că intenția voastră, poate că gândul vostru e bun, dar aveți nevoie de acea tehnică. Dar cum să-i spun că am nevoie de asta? Și iată cum îți intervine curajul. Curajul de a te vulnerabiliza și de a vorbi despre tine. Da? Pentru că în momentul ce ai curaj să faci asta, o să te duci și să înveți cum să comunici. O faci pentru tine până la urmă. Da? Adică încercați să vedeți eforturile pe care le faceți pentru relație ca eforturi pe care le faceți pentru voi până la urmă. Pentru voi înșivă. Da? Pentru că voi simțiți nevoia să creșteți și să fiți din ce în ce mai buni. Dacă simțiți că stresul e mai mare decât împlinirea, atunci din nou vă invit să vă gândiți dacă relația în care sunteți e potrivită pentru voi. Sper că v-a fost de folos. Îmi puteți scrie oricând pe adresa de mail ioana@ioanapavel.ro și vă aștept cu înscrieri dacă doriți și cu distribuirea acestui filmuleț, dacă îl veți găsi de folos. Pe curând!